20. Wanda plângea amarnic, cu fața udă de lacrimi, ochii roșii, obrajii umflați. Harry Seldon se aplecă deasupra ei, bătând-o ușor pe spate, neștiind prea bine cum să o liniștească. Bunicule, sunt o ratată mizerabilă. Credeam că pot forța oamenii și puteam, într-adevăr. Atunci când nu aveau cine știe ce împotrivă, așa cum a fost cazul cu mama și cu tata, dar chiar și atunci aveam nevoie de mult timp. Am alcătuit un sistem de notare de la 1 la 10 în care apreciam puterea mentală de forțare. Numai că m-am supraapreciat. Am presupus că meritam nota 10, în cel mai rău caz 9. Dar acum îmi dau seama că merit, în cel mai bun caz, 7. Plânsul Wandei încetă. Își mai trăgea nasul din când în când, în timp ce Harry o mângâia. De obicei, nu am probleme. Dacă mă concentrez, pot auzi gândurile oamenilor și atunci când vreau le pot forța. Dar bătăușii ăia, îi puteam auzi foarte bine, însă nu-i puteam forța deloc. După părerea mea, te-ai descurcat foarte bine, Wanda. Nu, mi-am făcut iluzii. Am crezut că indivizii se vor apropia de tine, iar eu, cu un efort puternic, îi voi trimite să zboare. Pentru asta am vrut să fiu garda ta de corp. Pentru asta m-am oferit să fiu garda ta de corp. Numai că mă înșelam. Tipii ăia doi s-au apropiat, iar eu n-am putut face nimic. Ba da, ai făcut. L-ai făcut pe primul să ezite. Asta mi-a dat ocazia să mă întorc și să-l pocnesc. Nu. Eu n-am avut niciun amestec aici. N-am făcut decât să te avertizez că era acolo, iar tu ai făcut restul. Al doilea bărbat a fugit. Din cauza că l-ai pocnit pe primul, eu n-am avut niciun merit. Izbucni din nou într-un plânset plin de frustrare. După aia, cu magistratul. Am insistat pe varianta cu magistratul. Credeam că îl voi forța și el te va elibera imediat. M-ai eliberat, practic imediat. Nu. Te-a trecut printr-o rutină mizerabilă și s-a luminat de-abia după ce și-a dat seama cine ești. Eu n-am avut niciun merit. Te-aș fi putut băga într-un necaz mult mai mare. Nu, Wanda, refuz să accept așa ceva. Dacă împunsăturile tale nu au mers așa cum te-ai așteptat tu, asta s-a datorat faptului că ai lucrat în condiții de urgență. Nu aveai ce face. Dar, Wanda, hai să spun ceva. Am o idee. Sesizând entuziasmul din vocea lui, Wanda ridică privirea. Ce fel de idee, bunicule? Îți spun imediat. Îți dai probabil seama că avem nevoie de credit. Psihoistoria nu poate continua fără ele, iar eu nu pot îndura gândul că se va alege praful după atâția ani de muncă grea. Nici eu nu pot îndura. Dar cum să facem rost de credite? Ei bine, am să cer din nou o audiență la împărat. L-am mai văzut deja odată. Este un om cum se cade și îmi place. Nu se scaldă în bogății. Totuși, dacă te iau cu mine și îl forțezi, cu atenție, s-ar putea să găsească o sursă de finanțare undeva, permițându-mi astfel să mai avansez puțin. Chiar crezi că va merge, bunicule? Fără tine, în niciun caz. Dar cu tine, cine știe? Haide, nu crezi că merită să încercăm? Wanda zâmbi. Știi că aș face orice mi-ai cere, bunicule. În plus, asta este singura ta speranță.